Bună dimineața, este a doua zi, ne-am trezit pe la 8 și jumătate, este 9. Mergem până la Lidl, merg doar eu cu Filip, pe realici l-am lăsat să mai doarmă puțin, e vino să stai și zborul puțin. Și ne ducem până la Lidl acum de dimineață, ca să găsim, vreau să iau niște piem de pui sau ceva. Și... și o ceapă, să facem salată, nu? Da, aseară nu găsisem nimic. Am chemat liftul. Suntem la etajul 6, cred că am mai zis asta. Ce trebuie să dai? Da, o spălat pe jos și noi ne-am pus așa. Și miroase foarte tare culor, deci o dezinfectat totul foarte bine. Hai, mergem, da? Este un bloc de multe apartamente. Piscinuța, ia să vedem programul la piscină, de la 9:30 la 8. Astăzi vreau și eu să vin puțin la piscină. Lidl-ul, ați văzut că e foarte aproape. Abia ce am ieșit din bloc. Da, și Lidl-ul se vede deja. Hai grijă să nu te împiedici de scări, da? Am ajuns la Lidl și vreau să vă arăt unde stăm noi. Noi suntem la etajul 6, văd că sunt 7 etaje, dar e un bloc așa foarte mare, cu multe, nu știu câte apartamente erau. Acolo stăm noi. Am ajuns acasă. Hai să vă arătăm cumpărăturile. Mâncăm și ne pregătim să plecăm la plajă. Cu toate că e un pic cam în ora, dar lumea deja am văzut că pleca spre plajă. Am luat o cutie cu înghețată, o Comber pentru Filip, ca să-i luăm la plajă, brânză topită. Nu știu, mami, stai puțin. O telemia, ultima telemia, a băgat super multă marfă. Aici am niște piersici și câteva cepe, v-am zis că o să fac salată. Am luat ca să fie sigură că mai găsim. O caserolă cu piept de pui și mai am acolo apă și niște tic-tac. N-am luat foarte multe pentru că putem să mergem foarte des și n-are sens să aglomerăm frigiderul cu tot felul de... Acum pregătim să mâncăm, facem omletă cu telemia, ne-am adus câteva roșii cu noi de ale noastre, facem o cafea și după aia plecăm. I long for that feeling. Why did it have to go away? I long for that feeling. Remember everything you said. Had to go on dreaming. Dreaming. Cause baby, you are everywhere. I wish that you were here.
mesaj. Băieții au ieșit, acum ies și eu. Salutare, n-am mai vorbit cu voi de câteva ore bune. Este miercuri, este a doua noastră zi de vacanță și nu am prea filmat. De dimineață am mâncat, apoi am plecat puțin la plajă, asta vreo două ore. Așa dezamăgit am fost când am ajuns, era un frig și bătea vântul și niște valuri atât de puternice. Dar până să plecăm, când am ajuns era așa vremea, până să plecăm s-a mai liniștit și soarele, s-a schimbat total atmosfera, chiar era mult mai plăcut. Am mers apoi și am mâncat și am venit și l-am pus pe Filip la somn, a dormit și el vreo două ore, am făcut o baie, m-am apucat să editez, rare și a uitat la un film. Am ieșit apoi după ce s-a trezit Filip și am stat la piscină. Filip a ieșit acum mult, mi-am venit mai devreme pentru că mi-am spălat părul. Aveam părul plin de sare și de clor și mi l-am spălat și acum băieții au coborât să cumpere niște pizza. O să mai stăm să mâncăm puțin, după care ieșim la plimbare. Timp în care, cât timp sunt Rareș cu Filip pe afară, eu mai strâng puțin pe aici, mai fac un pic de ordine. Am băgat la spălat deja a doua mașină pe ziua de astăzi, am băgat prosoapele, toate costumele de baie, le întind afară, deja mi s-a uscat prima mașină într-o oră, cred, n-am o oră de când le-am întins. Se usucă foarte, foarte repede. Și dacă tot am mașină de spălat, profit. Am fost și am cumpărat detergent și balsam de rufe. Și dacă tot am detergent, profit și le bag la spălat, nu le mai las să le luăm murdare încolo, le spăl și le iau curate. Și cam atât. Am postat și un vlog, așa de greu mi-este cu editatul și așa de greu l-am editat pe acesta. Mă apuc de editat și tot numai de asta nu mă țin. M-am apucat astăzi să mai editez unul, că nu mai am memorie la telefon, îmi spune că am memoria full și într-adevăr am foarte mult filmat. Cred că voi grupa vlogul de astăzi cu ziua de mâine. Da. Deja toată lumea a revenit la cazare pe la amiază, așa am mai văzut de dimineață. Apoi n-am mai văzut pe nimeni pe aici.
cât l-am pus eu pe Filip la somn. O cam revenit toată lumea la cazare. Văd că la Lidl toată lumea merge. Am zis că am fost aseară și era full de oameni, rafturile goale. Și de dimineață când am mers totul era alimentat. Acum cred că dacă aș merge din nou, rafturile sunt goale, se fac foarte multe cumpărături. Toată lumea era cu căruțul plin ieri la Lidl când am fost. Toată lumea face cumpărături foarte, foarte multe și mă gândesc că Lidl-ul acesta de aici, din Năvodari, știu că sunt două parcă, dar acesta care este aici, foarte, foarte aproape de plajă, face vânzare foarte bună, foarte multă. Și muncă foarte multă, că lucrau angajații de acolo foarte mult, dar uite câtă lume merge la Lidl. Au venit băieții cu pizza. Super bine arată. O luat-o de la o pizzerie de aici, de lângă noi. Nu știu. Sunt mai multe, dar la una din ele n-au găsit cu pui. Și avem așa. Aici la lumină se vede mai bine, dar mergem pe terasă să mâncăm. Chiar dacă avem doar două scaune, o să stăm aici pe terasă. Da, mami, avem și bec. Și bec. Uite. Pizza, pizza. Uite! Acolo iarsă, da. Cum uitați cu picul prins? Rareș nici nu știu. Nu știu. Da, Filip a văzut. Este aproape 10. Ne plimbăm vreo oră, după care ne întoarcem în cameră. Dar fiindcă astăzi Filip la amiază a dormit bine, ne permitem să ieșim. Hai! Aseară pe vremea asta ne pregăteam să ne culcăm. Eram foarte obosiți de pe drum și la 10 și jumătate, nu? Dormeam. Din păcate nu avem view la piscină, să o vedem pe noapte, așa că o vedem așa. Nici nu avem acces pe timp de noapte aici.
stau. Filip, ai înghețat de frig. Dar nu mai voiai să mai ieși, mai mergem la piscină? Da. Nu ți-e frig? Filip? Filip? Filip, uite de la mine, nu ți-e frig? Alt elicopter ai văzut din alea la piscină? Este seară. Nu am filmat astăzi foarte mult. Astăzi chiar mi-am luat așa liber de la filmat. Ne luăm cina. Am făcut paste cu pui. Super gustoase. După care mai ieșim să ne mai plimbăm pe faleză. Să mai dea Filip într-o mașinuță. Am fost astăzi toată ziua la mare, la piscină, am dormit la amiază. Se la ai fost la piscină? Uh-huh. Filip, dar nu ți-e frică, mami? Te-a pus ca la mine. La autobuzul ca al tău. Filip, nu ți-e frică, mami? Frică. Îți place? E un val, dar am ajuns la trezor. Un val era așa. Așa de mare? Da, și m-a subărat un om acolo și... După aia, o căsă în apă și un sunetat. Vezi, dar trebuie să fii atent. Dar doar alea mare așa, ca și se lovește tărător, era unul mai mare. Și mai mare. Și mai mare. Și până în cer era ala. Nu mai spune. Bă, da, și după aia un om s-a lovit. Na, vezi, trebuie să ai mare grijă. S-a lovit și după aia o văzut că era o căsă și un el. Aoleu! Și unde era un gâză? Mhm. Uh-huh.